Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Maramureș, indicele de prevalență a acestor cazuri la 100 de locuitori era de 0,17 în 2016, același ca și în anul 2015. Totuși, în cifre absolute, numărul malformațiilor congenitale s-a redus anul trecut în comparație cu precedentul de la 900 la 880 de cazuri. Jumătate din totalul cazurilor de malformații congenitale înregistrate în județ vizează aparatul circulator, relevă statisticile de SP Maramureș. Cele 430 de persoane diagnosticate astfel aflate în evidențele medicilor de familie dau un indice de prevalență de 0,8% de locuitori. Malformațiile congenitale sunt anomalii de dezvoltare care apar în timpul sarcinii și în prima copilărie. Cel mai cunoscut este sindromul Down, dar ele sunt mult mai multe fiind identificate aproximativ 4.000, unele foarte grave și altele minore. Potrivit specialiștilor, malformațiile congenitale au mai multe cauze, factori genetici, de exemplu anomaliile cromozomiale și factori ambientali, cum ar fi medicamentele. Totuși, pentru 50-60% dintre anomaliile congenitale, cauzele defectelor la naștere nu sunt cunoscute. Mai trebuie știut că există un număr de infecții din timpul care duc la defecte congenitale, cum ar fi rubeola, toxoplasma, herpesul genital sau varicela.